Iată așa, o punguță, deci ea are, trebuie să fie numai decât gospodină, cu șorță, mânuțele lacate și fața reprezintă numai ochii. Numai ochii, pentru că ochii trebuie să vadă, dar gură nu trebuie să aibă pentru să nu spună unde-s banii și câți bani sunt în casă. Cosițele, fundița, iia și catrința sunt doar câteva dintre elementele păpușilor strămoșești confecționate cu migală și dragoste de către Zinaida Gudumac din satul Trinca, raionul Edineț. O îndeletnicire pe care o practică timp de 10 ani, încă de când era profesoară de educație tehnologică și economie aplicată la școala din localitate. Între timp, activitatea s-a transformat într-o afacere profitabilă. De acolo, economie aplicată, aveam compania școlară, unde elevii trebuiau să facă un produs, să producă, să realizeze și să, tot procesul de producție într-o companie, într-o afacere. Și iată, am avut noi mai multe produse. De iată, am în păpușa națională, atunci când am ieșit noi cu asta, compania a luat locul întâi și chiar ne-a propus atunci să patentăm, pentru că așa păpușa la noi în Moldova nu face nimic. Dacă la început păpușele erau create împreună cu elevii, de când a ieșit la pensie, meșterița le confecționează acasă. Prețul unei păpuși pornește de la 20 de lei și poate ajunge la câteva sute de lei. Nu tot timpul însă face acest lucru pentru bani. Asta este cerealina. Cândva, când eram mici, mama mea ne punea într-o pungă, ne legă grăunță, când desfăcă o păpușoi, grăunță ori greu, ne lega și ne făcea cap, îi făcea niște și ne dea să ne jucăm. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să... Am foarte mult să pleacă de acasă, să duc în străinătate și să aibă lângă ei ceea ce este etern. Aici este o punguță, nu umplet aici. Are o punguță cu grâu, porumb și floare, semnuțit floarea sarului. Grâul asta e pâine pe masă, porumbul bogăție în casă, dar semințele de floarea soarelui, după cum se întoarce floarea soarelui mereu cu fața spre soare, așa fericirea se întoarce mereu cu fața spre dumneavoastră. Majoritatea păpușilor sunt vândute în cadrul târgurilor și a festivalelor naționale. Una dintre cele mai solicitate lucrări este cuplul îmbrăcat în straie tradiționale, elementele cărora sunt croșetate manual. Le cumpără foarte mulți, le cumpără la nuntă, tinerilor. Tot au mai fost, au cumpărat mulți care trec în casă nouă și vor un simbol național, care merg peste hotare să facă cadouri, tot așa solicită ca să le fac așa păpuși, că chiar dacă sunt departe de țară, să nu uite de unde vin și cine suntem. Astăzi, meșterița muncește la o nouă lucrare. Își dorește să reproducă la comandă o familie întreagă, de la nou-născut până la cel mai vârstnic membru, toți purtând straie naționale.